întrucât au fost mai multe replici pe forumuri și pe Facebook că farurile Matrix ar orbi șoferii de tir. Fac acest film acum în care se demonstreze că nu e așa. Deci sunt în față, vine un tir acum. Sunt cu farurile pe auto. Cred că se vede cum e mascat deja tirul și după ce trecem se aprinde, deja e mascat tirul următor. Dar după ce o va trece, sper să se vadă și pe film cum se aprind LED-urile care au fost stinse, cât a fost traficul din față. Nu mi-a făcut nimeni niciun semn, nimic. Mai devreme, în afară de asta, am scos farurile de pe auto și am pus faza mare. Imediat ce am pus faza mare, am primit flash-uri de la toți cei care veneau în față. Fie tiruri, fie dubițe, fie mașini mici. N-am mers decât cam nici un kilometru, cam așa, dar cred că au fost vreo 20 de mașini. Toți m-au flășuit. Deci, situația e clară, cred, și nu mai cred că ar fi cazul ca cei care comentează fără să știe să înceteze cu chestia asta. Bănuiesc că la mulți e doar chestia aia cu struguri sunt acri, că na, eu n-am faruri Matrix și le-am găsit o problemă. Uite că păcat că, deci asta a fost de fapt și replica. Păcat că orbesc tirurile, orbesc pe șoferii de tiruri și nu sunt bune de fapt aceste faruri. Bine, până la urmă când ideea era e simplă. Când au fost introduse aceste faruri și acceptate în Uniunea Europeană, s-au făcut teste cu absolut cu toate mașinile, tipuri de mașini care veneau din față, nu doar cu autoturisme. Dacă au trecut și sunt acceptate în toată Uniunea Europeană, e că era deja clar că n-aveau cum să orbească șoferii de tiruri. Ar fi fost ceva ilegal să ai parte de așa ceva. Da. Ca idee, în Statele Unite nu sunt, abia anul ăsta cred că le-au omologat, nu le-au acceptat de la început din anii 2014-2015 de când au apărut farurile și într-adevăr mașinile Audi vândute în Statele Unite aveau faruri cu LED normal și atâta tot, nu au existat mașini cu Matrix. Am să dau după ce treca și cei de din față. Am să dau faza mare, se vadă, de fapt am să dau o dată pe faza mare și apoi deja se vede. Se vede că s-au aprins acum tot restul. Se vede că farurile au fost pe auto. Ca să nu zică cineva că domnule ai mers cu faza mică și spui de fapt că nu sunt orbiți, dar tu de fapt ai mers cu faza mică. Nu, farurile sunt pe auto. Ia să iau eu asta să se și vadă. In 1 kilometer at the roundabout take the second exit on National Road 2 towards Foxani, Bucharest. De dedesubt și suntem cu faza mare. Repet, mai devreme a fost o parte din drum, a avut un pic de ceață și atunci pe ceață se vedea absolut clar cum se sting LED-urile de la faruri. Dacă cumva mai dau până la București, dacă mai dau de vreo o bucată în care să aibă vreun pic de ceață, voi mai face în continuare film ca să fie absolut clar că cum funcționează farurile. Și că nu se întâmplă nimic cu șoferii de tir. Farurile sunt, nu știu, să zic, aproape perfecte. Deci nu am ce să le reproșez. Aici se comportă excepțional.
sunt și calibrate bine, bănuiesc, deci nu primesc flash-uri, după cum se vede. Nu-mi dă nimeni flash-uri de la cei care vin din față. Și spre deosebire de ACC, da? Adaptive Cruise Control, care nu funcționează exact așa cum trebuie. Audi ar trebui să pună mâna să reproiecteze softurile care controlează sistemul, pentru că pune frână când nu trebuie, sunt în depășire, îmi pune frână, e cineva lângă în partea dreaptă și mașina pune frână. Sau uneori doar că e cineva mai departe, un biciclist pe marginea drumului, iarăși pune frână. Deși nu este bine pe drum, ca să zic că l-aș putea lovi când aș trece pe lângă el. Da. Acum, de exemplu, am pus, nici nu mai am ce să pun, că s-au oprit singure. Dar am să dau și dau faza mare. Deci, cred că se vede clar că am dat-o cu totul. Cred că aș putea să primesc flash-uri. Da, intrăm în localitate și l-am lăsat din nou oricum. În localitate, odată ce mașina ori citește de pe hartă faptul că suntem în localitate, ori detectează camera luminile de pe marginea drumului, automat trece pe faza mică, faza de întâlnire, da? Corect ar fi luminile de drum. Nu, luminile de întâlnire, cele de drum sunt faza mare. Acum când ieșim, cred că trebuie să vadă că trece înapoi. Acum s-au aprins. Da. Bun. Voi reveni. Deci sper să nimerez până la București, poate o bucată cu ceață și să pot face un film care să fie mai relevant. Bănuiesc că acum s-ar putea ca pe cameră să nu fie, să nu iasă foarte clar când se închid și cum se aprind LED-urile de la faruri. Eu le văd. Acum eu le văd foarte bine. E adevărat acum că am și ochiul format. Merg de ceva timp cu aceste faruri și văd imediat, știu cum funcționează și le văd imediat când se sting câte o parte. Nevastă mea, de exemplu, când i-am spus la un moment dat, nu și-a dat seama și sper ca voi cei care vă uitați să reușiți să vedeți, să vedeți corect ceea ce se întâmplă aici. Bine!